Salutare, sunt Eugen Cristescu și mă găsiți aici. Nu am studiat în amănunt ceea ce urmează să vă spun, dar cred că suntem unici în peisajul municipiilor din țară. Iar dacă suntem, înseamnă că politica și administrația în România sunt ca un anus contra naturii. Citeam zilele trecute un comunicat de presă al grupului consilierilor locali PNL, în care anunțau suspendarea pe 6 luni a primarului Andrei Volosevici din partid. Rar, dar se mai întâmplă. Nimeni nu-i perfect. Cereți, dăve, cereți! Cade omul și dumneata râzi? Cade omul și își rupe vorba aia mâna și dumneata râzi? Chiar dacă s-au mai văzut cazuri, nu știu cum vi se pare vouă suspendarea asta pe 6 luni, dar mie îmi apare ca o tragere publică de urechi mai degrabă decât una înțeapă. E ca o joacă stupidă în văzul tuturor între niște adulți aleși să facă din Ploiești un oraș european de către cei care acum au umplut Facebook-ul cu reproșuri și înjurături. Artiștii care joacă teatrul suspendării uită sau îi doare în cot că tot la cei care le-au dat șansă să ocupe funcții publice vor veni să ceară voturi. Cătea dumneavoastră, îngropă. Chemam și pe popă. Mă întreb care sunt resorturile care generează aceste conflicte în interiorul unui partid, încât primarul să se bată cap în cap cu toți consilierii cu care a candidat. Primul lucru care îmi vine în minte este orgoliul părților din conflictul suspendării, iar al doilea, interesele diferite între personajele politice care au provocat-o și primarul Ploieștiului. Vă gândiți unde suntem noi cetățenii în ecuația asta a conflictelor, a căror vedete este Andrei Volosevici și teatrul de revistă PNL și asociații? Nu vă mai gândiți, cetățenii sunt pe nicăieri. De unde or fi răsărit ăștia, monșer, când viața e atât de scurtă? Acest pamflet vine să atragă atenția asupra uneia dintre consecințele imediate asupra cetățenilor pe perioada sezonului rece, și anume subvenția la gigacalorie. În mod normal, nici nu ar fi trebuit să zic ceva despre subvenție, pentru că, așa cum veți vedea pe ecran, este garantată public atât de primarul Andrei Volosevici, cât și de liderul consilierilor locali PNL, Gheorghe Sârbu, în 2 ședințe de consiliu local diferite, care sunt, așa cum știți, publice. În scenă intră personajul Iago, în chiloți de culoare neagră, care pe ecranul dumneavoastră se vede invers. Amândoi, pe fondul crizei apei calde, și-au umflat mușchii în văzul tuturor, dând speranțe că și din ianuarie 2023 ploieștenii vor plăti tot 222,49 de lei gigacaloria, pentru că diferența este subvenționată. Consider că a venit timpul să schimbăm mentalități, atât ale noastre, cât și pe ale lor. Cum? Pe ale noastre, în sensul de a nu mai trece nepăsători peste promisiunile publice, dacă nu se onorează, și să luăm atitudine. Ei, cei care fac promisiunile, să facă ceea ce zicea tata. Pe unde ți iese cuvântul, pe acolo să-ți iasă și sufletul. Liniștește-te și expune în continuare. E timpul să nu mai luăm în glumă o promisiune publică a unui politician. Resemnați că, oricum, știm că nu va face nimic și să înjurăm de mama focului în social media ulterior. Și voi trăiți în Ploiești ca și mine. Nu sunt singur. Din câte văd pe străzi, iar interesul este unul comun. Am cerut printr-o petiție primarului și lui Gheorghe Sârbu să-și respecte promisiunile. Iar ție, care mă vezi acum, își cer mai în glumă, mai în serios, să distribui în cât mai multe locuri acest pamflet amar, pentru că a venit timpul ca o promisiune publică să înceapă să fie respectată, nu lăsată să treacă neobservată. Faceți manevre după cât înțeleg și noi vă incomodăm. Ai familie și îți va fi greu să plătești aproape 1000 de lei pe lună numai căldura din ianuarie? Ai prieteni care sunt în aceeași situație? Atunci te rog să te implici și să nu mai lași de acum încolo nicio promisiune publică a vreunui politician să treacă pe lângă tine fără să iei atitudine. Pentru că el va continua să promită și tu să aștepți în zadar. Grei viața, măi, bădie! Pretutindeni în sărăcie, virule să țin scai, ai, n-ai, dai. Francezul spune că a promite e o noblețe, a te ține de promisiune e o prostie. Noi suntem români în fiecare zi, nu doar de 1 decembrie, iar tăcerea nu e mereu un răspuns, ci uneori o dovadă de lașitate. Petiția depusă la primărie atrage atenția asupra necesității aprobării în cel mai scurt timp a unei hotărâri de consiliu local care să asigure subvenția și de la 1 ianuarie 2023. Cum să spun eu, ia un petit bobo. Implică-te și tu și distribuie, hai să schimbăm mentalități și promisiunea publică să fie respectată măcar de acum încolo. Iar de nu va fi, vom merge în instanță să cerem să oblige pe promitenții publici să-și onoreze promisiunile. Jură, spune. Să dea Dumnezeu să-mi pleznească ochii, să-mi se usuce mâna și să-mi putrezească inima.
Încheie aici, dar nu înainte de a vă spune să nu uitați. Speranța moare ultima, dar ucide încet încet. Dacă m-am făcut înțeles, v-a plăcut și nu e un efort prea mare, dați un like, distribuiți masiv și abonați-vă. Pentru a fi la curent cu viitoarele pamflete și podcasturi marca Intransigent. Până data viitoare, vă salut cu reverență!